Suntem în postul Crăciunului, iar astăzi este ziua Sfântului Nicolae. În această zi, statul român a luat democrația și a călcat-o în picioare. Decizia curții constituționale de astăzi reprezintă mai mult decât o controversă juridică. Ea este, practic, o lovitură de stat oficializată. Statul de drept este în comă indusă, iar justiția, subordonată ordinelor politice, și-a pierdut practic esența. Ea nu mai este justiție, este la ordin. Într-o astfel de stare, nu mai vorbim de dreptate, ci practic vorbim despre un simulacru care trădează principiile democrației. Democrația nu este negociabilă puterea poporului este fundamentul statului democratic, pentru că a fi suveran înseamnă să respecti opțiunea celuilalt, să prețuiești votul universal. Împreună cu poporul român am făcut ce am promis, și anume istorie. Poporul român își cere drepturile astăzi. Votul este simbolul democrației, pentru că uniți în jurul adevărului, suntem mai puternici ca niciodată. Este momentul să arătăm că suntem un popor curajos, care știe că destinul și drepturile de națiunii române sunt în mâinile noastre. Democrația noastră este atacată. Vedem în jurul nostru șefi de partide care tremură de frică. Sunt speriați că pierd puterea și privilegiile. Că ies la iveală dosarele care îi vor expune, că vor reveni la nesemnificativul din care au fost ridicați. Practic, în această zi, sistemul corupt din România și-a arătat adevărata față, și anume a făcut pact cu diavolul. Eu, Calin Georgescu, am un singur pact cu poporul român și cu Dumnezeu. Prin votul nostru din turul 1 am deconspirat sistemul corupt și mafiot, și ne-am regăsit forța ca popor. Astăzi suntem mai conștienți ca niciodată de puterea care stă în fiecare dintre noi, singular și colectiv. Poporul român nu cedează. Cu iubire, adevăr și pace în inimă ne vom construi împreună destinul. Vă rog fiți încrezători, fiți curajoși și rămâneți credincioși idealurilor noastre comune. Continuați să acționați pentru o Românie condusă de popor și pentru popor sub ocrotirea lui Dumnezeu. Astăzi este doar începutul unei noi pagini din istoria acestei țări. O pagină scrisă de oameni demni, de oameni uniți, de oameni frumoși, puternici și curajoși. Biruința este a lui Dumnezeu, iar noi suntem doar mijloacele prin care se împlinește voința sa. Vă mulțumesc!